Bună ziua! Vă prezint astăzi Nokia 7230, un telefon recent apărut la noi în magazinul online. Suntem în luna februarie 2010. A fost anunțat de anul trecut, 2009, luna noiembrie. Foarte ușor, 100 de grame. Foarte elegant, cred că asta îl caracterizează, eleganța. Are acest mijloc cromat. Materialele sunt de o bună calitate, să știți. Telefonul nu este foarte scump. Nu este foarte scump, însă este foarte bine finisat. Are finisaje de telefon mai scump. Cromul acesta, cum am spus, îi conferă o eleganță. Pe spate este un material care cred va ajuta în timp să nu se zgârie, după cum îl vedeți. Are un buton de cameră pe lateral. Sus jack-ul de 3,5 mm. Cablu USB mufă pentru cablu. Mufa pentru încărcare. Un pachet vine cu căștile, jack-ul, uitați, de 3,5, încărcătorul și un card de 2 GB, cum scrie chiar și pe cutie. Și pe față, materialul este foarte elegant, se simte la unghie. Tastele au aspect de touch, însă nu este touch, butoane, este mult mai bine. Tastatură foarte mare, se umblă foarte bine. Slide-ul pare foarte solid. Este dotat pe spate cu o cameră de 3,2 megapixel, după cum puteți vedea și dumneavoastră. Face poze la o rezoluție maximă de 2048x1536 de pixeli. Putem și filma cu această cameră, QCIF, la 8 frame-uri pe secundă. Are aici și un difuzor. Va fi folositor când ascultăm muzică. Aici are difuzorul pentru cască. De obicei, orice telefon care are un difuzor separat este un plus pentru a asculta muzică. Display-ul foarte mare, 240x320 pixeli, pe diagonală măsoară 2,4 inch. Este un display generos, 256.000 de culori TFT. Meniul este relativ simplu, un telefon care nu este prea scump, cum v-am spus la început, însă are tot ce îi trebuie. Calendarul, contactele, 2000 de contacte plus fotocol, meniul de apeluri, internet. Nu este un telefon 3G, însă putem, mă scuzați, este un telefon 3G. Producătorul spune că putem downloada la 384 de kilobits pe secundă, ceea ce va folosi să intrăm pe internet mai ușor. Putem folosi totuși Edge-ul, care este de clasă 32. Tot așa ne va ajuta pentru internet. Bluetooth-ul este varianta 2.1, deci stă cât de cât bine la conectivitate. Nu mai are Edge clasa 10, care se pare că deja e de domeniul trecutului. Bluetooth deja, la majoritatea telefonelor Nokia, apare varianta 2.1. După cum vedeți, meniul de internet. Însă telefonul noi îl avem în offline, meniu offline, și nu putem folosi internetul. Meniul de mesaje. Scrie foarte mare, după cum se vede. Caracterele sunt destul de mari pentru o persoană care ar dori așa lucru, este folositor. Meniu de galerie. Aplicațiile. Calculator, alarma, camera de 3,2, cum v-am spus. Se vede foarte bine datorită și display-ului. Iar o cameră de 3 megapixel Nokia nu ne va dezamăgi. Meniul de extrase. Cardul, colecția, vedem ce găsim aici, după cum vedeți toate comunitățile, Ovi, Facebook, MySpace, YouTube, convertorul, meniu mai Nokia, Opera Mini, chestii obișnuite într-un meniu simplu de Nokia, jocuri să vedem, o multitudine după cum vedeți, plus că mai putem descărca pe Ovi Store. Radio, este un radio stereo, FM, cu RDS. Media player-ul. Haideți să vedem dacă găsim și o melodie, să vedem cum se aude difuzorul. Se pare că nu... Din păcate n-am downloadat și noi o melodie, să vedem cum se aude. Hărțile. Camera video, voice recorder, to-do list. Egalizatorul. Ovi Store, bineînțeles, ne zice să ne conectăm,
la noi internetul nu este disponibil. Meniul de setări. Profile, teme, tonurile, luminile. Este efectiv un meniu clasic. Conectivitatea, unde găsim și Bluetooth-ul. Selectăm și limba română. Cam acesta este meniul. Un meniu simplu, bine pus la punct. N-am spus de MP3, n-am făcut proba cu melodie, însă să știți că dispune de MP3, MP4, AAC, WAV, WMA Player, WMV, suportă și H.263, H.264. Este un telefon foarte plăcut, să știți. Vine și în varianta roz. Noi nu avem momentan în prezentare. Va fi roz pe față, tot cu crom pe mijloc. Cred că este un telefon foarte elegant. Nokia 7230.